Handbaliștii de la HC Argeș și-au încheiat vacanța, începând cu această săptămână ei au revenit la pregătire. Momentan ei sunt supravegheați îndeaproape de secundul Răzvan Cârstoaia, dar au existat și anumite modificări la nivelul băncii tehnice. Titel Răduței va lua locul principalului Alexandru Ionescu, acesta fiind numit director tehnic al echipei. Au avut loc câteva schimbări și trebuie să amintim faptul că în nouă sezon antrenor principal va fi Titel Răduță, care renunță la lotul olimpic de la Sighișoara. Vrea să revină acasă, să formeze această echipă și să intrăm în prima ligă valorică. Lângă el va fi Cârstoaia Răzvan, care va fi antrenor secund, iar domnul director, domnul profesor Ionescu, care are o mulțime de probleme, să ne amintim faptul că este și director la liceu. Ea a trecut ca director tehnic peste toate loturile noastre, pentru că trebuie să amintim că mai avem încă 3 echipe de copii și juniori pe care trebuie să îi vedem în permanență și trebuie să îi pregătim. Obiectivul pentru noul sezon este promovarea în Liga Națională. De altfel, ultimul antrenor sub comanda căruia piteștenii au evoluat în acest eșalon a fost chiar Titel Răduță.